Ne așteaptă zile cu ninsori abundente. Ministerul de Interne a anunțat că a mobilizat 11.000 de polițiști și pompieri pentru a putea interveni dacă va fi cazul după ce meteorologii au emis o avertizare pentru 17 județe din țară. Atenționarea cod galben de ninsori, viscolite și de de gheață este valabilă până miercuri la ora 20 pentru municipiul București și județele Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Ialomița, Ilfov, Călăraș, Vrancea, Brăila, Tulcea, Constanța și Galați. Potrivit meteo Orologilor în zonele respective se vor semnala ninsori abundente, iar vântul va bate cu putere și va atinge în anumite zone viteza de 75 de km pe oră, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității sub 100 de metri. De asemenea, noaptea de miercuri, temperaturile nocturne vor scădea sub minus 10 grade în nordul, nord-estul și centrul țării. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au precizat că în acest context au cerut prefecțiilor să se asigure că sunt pregătite mijloacele de intervenție și că există suficiente stocuri de materiale antiderapante și de carburanți. De asemenea, la nivelul județelor vizate de atenționarea meteo au fost suplimentate efectivele de intervenții ale inspectoratelor pentru situații de urgență.